Din nou vă zicem, bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Menirea acestei emisiuni sau ediții speciale pe care o avem astăzi este ca să ne familiarizeze cu cele lucruri pe care le descoperim în Sfintele Scripturi. Mai mult de atât, să devină o parte a vieții noastre, să fie contemporane. Că cineva poate să obiecteze și să zică, știi, a fost cândva și nu știu dacă mai este contemporan. Este pentru ziua de astăzi. Dragii mei, vă asigurăm că dacă rămâneți cu noi la această emisiune, veți observa că cele lucruri pe care astăzi le vom discuta, și anume, minunile prezentate de Marcu în jurul lacului Galilei de atunci. Sunt sigur că vor fi transcendente pentru dumneavoastră și vor fi actuale. Colegii mei de platou astăzi este o familie dragă, familia Șochin, învățătoarea, deci prima persoană pe care vreau să o introduc în platoul emisiunii noastre este învățătoare și pedagog la Instituția de Învățământ Excelsis, domnia sa Mariana Șochin. Bine ați venit! Mulțumim! De asemenea și pastorul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, un bibleist, un comentator al Sfintei Scripturi, domnia sa Alexandru Șochin. Bine ați venit! Da, mulțumesc mult pentru invitație! Mulțumim că ați acceptat și ați fost receptivi pentru ca să fiți împreună cu noi, ca să descoperim lucrurile interesante. Mai mult de atât, lucruri care pot fi drage, aproape de inimă și cu siguranță să descoperim pe cel care astăzi rămâne actual, nu doar de atunci. Și iată, subiectul nostru va fi concentrat pe Evanghelie după Marcu, capitolul 4, 5 și 6. Domnilor voastre, la fel, îi invit, dacă aveți Sfintele Scripturi, Bibliele, împreună cu noi, să le deschideți, nu contează în ce variație o aveți, fie că este hârtie, varianta de hârtie sau electronică, să fiți alături de noi pentru ca să urmăriți. E foarte interesant. Și așa, în capitolul 4, de la versetul 35 până la 41, se întâmplă acolo o istorie. Istoria este legată de călătoria pe care o fac Domnul Iisus împreună cu ucenicii săi pe Marea Galilei. Și se zice că s-a pornit o furtună extraordinară, iar Iisus a adormit deoarece a fost pur și simplu slăit de putere de la cuvântările anterioare. Ucenicii atât de mult s-au speriat, încât l-au trezit, au fost nevoiți să-l trezească și încă cu obiecții, tu dormi, ești indiferent de problemă, de primejdea care o avem noi. Știți, oamenii astăzi mulți obiectează în felul acesta. Iar Iisus potolește furtuna, iar oamenii, privind unul la altul, cei din barcă, s-au întrebat, cine este acesta? Spuneți-vă, rog, ce descoperă, iată, istoria aceasta? De ce Marcu o plasează aici? De ce? Care a fost, rezonanța acestei istorii? Evangheliștii deseori grupează materialul, sistematizează materialul Evangheliei ca să descopere unele adevăruri dogmatice. Eu mă gândesc că evanghelistul Marc, scopul Evangheliei sale, a descoperit chiar în prologul Evangheliei sale. Se începe în următorul fel. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci mesajul principal care vrea să transmite evanghelistul Marcu despre persoana lui Iisus Hristos, că El este Fiul Dumnezeu. Și prin El noi avem o Evanghelie, o veste bună. Și minunile care sunt descrise în Evanghelia lui Marcu trebuie să descopere, să dovedească că Iisus într-adevăr este Fiul lui Dumnezeu. Iată care este scopul minunilor. De ce era nevoie ca Dumnezeu prin minuni să aducă această dovadă? Noi avem istorie Vechiului Testament, primii părți a Bibliei. Și noi vedem o istorie când Dumnezeu cheamă pe Moise ca să vorbească. Să vorbească poporul Israel, să libereze pe dânșii din robie egipteană, dar ca să prânească pe Moise ca trimisul lui Dumnezeu.
să-l recunoască că Moise este, într-adevăr, un proroc, un trimis a Domnului. Ce trebuie de făcut? Și Dumnezeu transmite prin Moise diferite feluri de minuni. De exemplu, toiagul face în șarpe. Da. Aceste minuni trebuie să confirme că Moise, într-adevăr, este trimis de Dumnezeu. Acum noi vedem deja istoria Noului Testament în persoana lui Hristos. Marcu vrea să arate că Iisus este mai mare decât Moise. Marcu vrea să dovedească că, într-adevăr, Iisus Hristos este trimisul Domnului, este Mesia. El este Hristos. Și minunile adeveresc acest lucru. Deci scopul principal acestor minuni să adeverească că Hristos este trimisul Dumnezeu. Da, și minunile acestea supranaturale arată că El este o persoană, nu un om simplu, este o persoană divină, cum Marcu descoperă în prologul său, Fiul lui Dumnezeu. Acum, dacă ne întoarcem la întrebarea potolirea furtunii, ce anume vrea să descopere Marcu aici, în persoana lui Hristos? Eu iarăși vreau să fac o referință la Vechiul Testament. În Vechiul Testament avem mai multe episoade sau istorii care se numesc în limbajul teologic teofania, ce înseamnă în traducere arătarea dumnezeirii, manifestarea dumnezeirii, când Dumnezeu care este ascuns, nevăzut, se arată. Dacă așa se numește, teofania, arătarea lui Dumnezeu. Noi avem multe exemple în Vechiul Testament. De exemplu, Dumnezeu s-a arătat pe muntele Sinai când a dat cele 10 porunci. Un alt exemplu, Dumnezeu s-a arătat lui Moise în tufișul cel care arde. Și fiecare această istorie a teofaniei au niște elemente comune. Când omul vede o minune, o revelație lui Dumnezeu, el mai întâi se înspăimântă, Dumnezeu spune, nu ce teme, și mai departe merge revelația. Asemănător noi vedem și în cazul acesta. Potolirea furtunii este o teofanie, o arătare dumnezeirii lui Hristos. Hristos se descoperă ca acel care este stăpân asupra legii naturii, asupra stihiile naturii. Cu alte cuvinte, dacă Hristos stăpânește furtuna, vântul, marea, înseamnă că El nu este o persoană simplă. El este un creator care cunoaște și conduce legile naturii. Și aici noi putem să facem o aluzie la Psalmul 104. Psalmul 104, nu vom citi, Psalmul acela descoperă pe Dumnezeu ca Cel care a creat lumea și Cel care stăpânește lumea. Și ce interesant că limbajul creației în ce constă? Dumnezeu e stare haotică și aduce în ordine. Așa este descris limbajul creației. Noi vedem aici, cu potolirea furtunii, o mică creație. S-a făcut o furtună, starea haosului, vântul mare. Așa este descris și în primul capitol din Geneză, cum era pământul, da? Pustiu, gol, Duhul Dumnezeu sufla asupra apelor. Dar Hristos ce face? Face ordine. Ca concluzie în această istorie, ucenicii se ridică o întrebare. Cea mai importantă întrebare, eu aș spune, culminația acestei istorii este versetul 41. I-au pucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta? De îl ascultă chiar și vântul și mare. Deci Marcu vrea ca cititorii Evangheliei și ei se răspundă la această întrebare, când citesc această istorie. Când fac cunoștință cu Hristos, cum El potolește furtuna, ei trebuie să gândească, dar pentru mine, cine este Iisus? Dacă El a putut să potolească furtuna, cine este El? Care răspuns să fie a meu? Deci asta este scopul acestei istorie, ca noi astăzi, cititorii care trăim în veacul 21, și noi să găsim răspunsul la întrebarea, cine este Hristos? Dar Marcu deja a dat sugestie în primul verset din primul capitol. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta este scopul revelației. Deci, în momentul în care ucenicii sunt martori, implicați, în acel eveniment îl descoperă, evident că
Prin întrebarea aceasta înțeleg e că nu-l știu. Și ar trebui să răspundă la întrebare, dar cine este el? Deci interesant că nu se dă răspunsul. Deci Marcu nu prezintă răspunsul ucenicilor. Ei doar au pus întrebarea. Bună metoda aceasta pe care folosește Marcu. Uh-huh. Pentru că răspunsul trebuie să vină din partea noastră, cred, a cititorilor. Da, sunt sigur că cei care ne privesc astăzi sau ne ascultă, va trebui să-și pună întrebarea și ei, să răspundă la această întrebare. De cine este Iisus? Interesant că în continuare s-a întâmplat pe mare și lucrul acesta n-a fost întâmplător. Ei aveau călătorie și au ajuns pe alt mal, unde la destinație s-au gândit ei, pentru că au lăsat o gloată mare de oameni, iar acum îi întâlnesc pe ei, nu oameni. Și începând cu capitolul 5, la versetul 1, se întâmplă că în regiunea aceasta gabaonită sau Gabaon, Gadariană, deci ei îl întâlnesc un îndrăcit. Care este semnificația vindecării acestui îndrăcit? Ce înseamnă acest îndrăcit? Sunt astăzi oameni care ar semăna sau ar avea o experiență similară? Ce poate face Iisus pentru el? Ce a făcut? Dacă istoria precedentă care am studiat s-a terminat cu întrebare și concluzie în același timp, cine este acesta, de îl ascultă chiar și vântul și mare? Cei ce au recunoscut ucenicii că marea și vântul ascultă pe Hristos. Se supun. Capitolul 5, Marcu descoperă un adevăr nou, care este ca un adaus la adevărul care s-a descoperit în potorile furtunii. Care este adevărul nou? Că puterile răului tot se supun lui Hristos. Deci Hristos este și Creator, căruia este supus toate legile naturii. Hristos este și stăpân asupra puterile răului, puterile care aduc haosul în lumea aceasta. Și această istorie, cum Hristos a eliberat un demonizat de puterea dracilor, arată că dracii se supun lui Hristos. Bine, acum cum descrie? Vedeți că e un fragment destul de impunător și Marcu nu cruță spațiul pentru ca să scrie și detaliile. Ce spun detaliile despre acea persoană care a fost vindecată? Vedem din aceste detalii că este plin de elemente profane, de murdărie spirituală, degradare. Sângele de pe corpul acestui îndrăcit ne arată că el era murdar din punct de vedere ceremonial. Și anume faptul că el sângera arăta și la moarte. La fel, faptul că el dormea în morminte. Deci ne arată inumanitatea sau lipsa de umanitate acestui om. El nu-și mai trăia viața lui socială. Și nu, chiar dacă a fost legat cu lanțuri cumva ca să nu prezinte o amenințare socială, el a rupt aceste lanțuri și trăia printre morminte. Faptul că trăia printre morminte ne arată că el nu trăia. Deci acolo era lipsă de viață. Ca și cum e neom. Da. În plus la aceasta se întâmplă că în moment ce se apropie să descopere în el o legiune, așa cum numește Marcu, o legiune de supranaturali, ființe supranaturale. Și se pare că acestea îl conduceau, iar în fața Domnului Iisus, în momentul în care aceștia au început să vorbească, Iisus a auzit probabil că vocea nevociferată a acestui sărman om
care înțelegea și conștientiza cât de mult este chinuit. Și faptul că el a venit și s-a îngenunchiat în fața lui Iisus arată deja, chiar dacă nu au fost rostite cuvintele de ajutor, ne arată că acest om căuta disperat ajutorul. Da. Eu am subliniat gândul cheie din această istorie, care descoperă pe Iisus ca Fiul Dumnezeu în sensul că El este stăpân asupra demonilor și asupra puterilor răului. Câteva versete. Capitolul 5, versetul 6. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat. Cuvântul cheie, s-a închinat în fața lui Hristos. Cu alte cuvinte, măcar că el era demonizat prima dată vede pe Iisus, dar demonii au cunoscut pe Hristos. Și deodată s-au închinat simțind autoritatea lui Iisus. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, cum am spus la Marcu 1 cu 1. El este Fiul lui Dumnezeu. Dracii recunosc acest lucru. Mai departe, versetul 7. Și a strigat cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Dracii mărturisesc credința. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și spun: te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Dracii se tem că Iisus poate să chinuiască pe ei. Au o frică, au o teamă față de Hristos. Iisus zicea: Duh necurat, ieși din omul acesta. Iisus poruncește și Duhul supune. Versetul 9. Care-ți este numele? Aici un pic trebuie să dau un comentariu cultural în gândirea antică. Ca să poți să scoți un demon din om, este o procedură. Da, și un element acestei proceduri, să cunoști numele demonului. Dacă tu cunoști numele acestui demon, tu ești deja stăpân asupra lui. Da, și e ca Hristos când întreabă care este numele și află că numele este legiune, se pare că acest nume a fost dat între demoni, tot au numele, poreclile lor, da? Și când Hristos a aflat că el este sub numele legiune și într-adevăr acolo era o legiune de demoni, da? Iisus poruncește demon, ieși. Cu alte cuvinte, cunoscând numele acestui demon, Iisus deja devine stăpânul lui. Cum și în creația lumii, când Dumnezeu a poruncit lui Adam să dea numele la fiecare animal, ca să arăte că el este stăpân asupra acestui animal. Versetul 10. Și îl ruga. Ce fac demonii? Îl roagă stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Deci demonii nu pot să facă atâta cât permite Dumnezeu. Deci ei nu fac din capul lor. Ei cer voie, dă voie să te duci în porci. Da, și Hristos a permis acest lucru. Dar părerea mea că în această poveste cu îndrăcitul, eu aș pune culminație versetul 20. El, adică cel fost demonizat, a plecat și a început să vestească prin Decapole, 10 orașe, tot ce a făcut Iisus. Aici este culmea biruință, victorie lui Hristos. Dacă în prima poveste Iisus a biruit furtuna, a doua poveste Iisus a biruit puterile răului, a biruit trecutul acestui om demonizat, el s-a liberat. Și prin ce se manifestă acest lucru? El mărturisește Evanghelia. El povestește oamenilor ce a făcut cu Dumnezeu Hristos. Iar ca minunile care face Hristos, ele nu trebuie să rămână ca o teorie. Noi trebuie să retrăim în viața noastră, să simțim această putere a minunilor și să mărturisim altora ce minuni face Hristos în viața mea. Asta este cea mai mare victorie a lui Hristos. Uimitor, sigur că observăm că Domnul Hristos este stăpânitor și controlează materia neorganică, stihiile, și acum observăm că controlează chiar ființe, entități biologice. Deci organică, totul este supus lui și el organizează lucrurile. Și ce interesant că în momentul în care omul este vindecat, spune că în momentul ce ucenicii s-au întors, au văzut deja un om întreg. Și Marco asta evidențiază. Adică este de plin. Este vindecat, este refăcut. Lucrurile pe care, cu siguranță că sunt importante pentru, ca un mesaj pentru ziua de astăzi. Dacă vrei să fii întreg,
Știți, este o vorbă în spațiul românesc. Întreg la minte, teafăr la minte, întreg la minte. Păi este nevoie ca omul să fie un întreg, să fie aranjat. Lucrul acesta poate să-l facă doar Dumnezeu, iar deodată noi putem să pierdem, să ne... integritatea să o pierdem. Însă Dumnezeu poate să o restabilizeze. Apropo, ați spus foarte bine frază chiar din Evanghelie, în versetul 15, da? Ucenicii când au văzut pe acel îndrăcit, au văzut pe dânsul șezând jos, deci până acum el era așa într-o stare de agitație, șezând jos liniștit, îmbrăcat și întreg la minte. E ca frază cheie, întreg la minte. Dumnezeu, cea mai mare minune este schimbarea vieții omului. Când mintea omului devine întreagă. Da? Și într-adevăr asta este minunea Evangheliei. Știți, Dumnezeu poate să schimbe fără probleme lucrurile materiale, lucrurile, știu, neorganice. Însă atât de greu este entități, personalități. Și o face doar la voința, păstrând liberul arbitru, deci alegerea omului. Cineva poate să zică, păi de ce Dumnezeu nu face într-un fel sau altul? Da, o face, uite, simplu, într-o frântură de secunde. Sigur că o face, numai că Dumnezeu nu violează alegerea omului. Nu pentru că omul e tare, mare și important, pentru că Dumnezeu iubește, pentru că Dumnezeu este creatorul, este absolutul. De aceea El nu se schimbă. Și păstrează atitudinea. De aceea multă lume, probabil că astăzi știți voi de ce nu se face, dar omul alege să-l cunoască. Vreau interesant? Aici, da, sigur. Poate că putem să privim și din altă perspectivă. După cum observăm, aici se duce o luptă. Lupta dintre puterile Întunericului și lupta lui Dumnezeu. Vedem că aceste duhuri necurate au încercat să distrugă chipul lui Dumnezeu în om. Dar îl vedem pe Iisus care restabilește chipul lui Dumnezeu în om. Apoi vedem cum duhurile acestea aduc prejudiciu oamenilor din acel ținut, omorând toți acei porci prin faptul că au intrat în ei și s-au aruncat în mare. Iarăși, cumva, balanța s-ar înclina în favoarea duhurilor, pentru că acești oameni din acel ținut s-au speriat și l-au alungat pe Domnul Iisus, sau l-au rugat așa, amabil, să părăsească ținutul lor, pentru că le era frică. Dar în același timp vedem cum acest mesaj al Evangheliei străbate și în acest întuneric, prin acest om care a devenit curat, și întreg la minte și a putut să mărturisească despre ceea ce a făcut Dumnezeu în acel ținut. Și astfel, după un timp, vom afla că tot acești oameni care acum îl alungă, mai apoi îl primesc bucuroși. Spune evanghelistul Marcu că se întâmplă încă niște lucruri foarte frumoase. O importantă persoană cu autoritate religioasă și nu numai, îl roagă pe el ca să îi vindece pe fiica, care mai târziu s-a constatat că e moartă. Și numele acestui om este Iair. Și Iisus pornește, pentru că răspunde la orice rugăminte de felul acesta, dar în timp ce se deplasează către casa acestui om important, este numit de Marcu fruntașul sinagogii, se întâmplă că o femeie, prin dorința ei și credința ei adâncă, este vindecată și demascată de Domnul Iisus, pentru că ea vrea să o facă în taină. Și înțelegem care sunt împrejurările, de ce o făcea lucrul acesta. Și de ce Marcu prezintă sau introduce aceste două istorii și le leagă una cu alta? De ce? Stilul lui Marcu, fiecare autor are un stil al lui. Este un stil al lui Marcu, poveste în poveste. Deci el povestește o istorie, dar introduce în această poveste încă o poveste. Ca aceste două povesti să devină o comparație
Și să putem să tragem o lecție din aceste două istorie. Deci povestea se începe cu cererea lui Iair ca fiica lui să fie vindicată. Da. Și pe parcursul acestei povești se întâmplă o altă poveste, o altă istorie, cum o femeie se atingă de hainele lui Hristos și este vindicată. Să încercăm să facem comparație în aceste două povești și concluzii care să fie. Deci, în primul caz, noi avem un om, bărbat, recunoscut, cum a spus fruntașul sinagogii, cu numele Iair, da, un om cu influență. Și în a doilea caz avem o femeie. Dacă Iair era un om bogat, această femeie fără nume, cu Iair noi cunoaștem numele, femeie fără nume, femeie care a cheltuit totul, a rămas săracă. Sărăcit. A sărăcit din motivul bolii. Uh-huh. Da. Ea este femeie, el e bărbat. În cultura socială a evreilor totuși este o diferență. Aici e bărbat, fruntaș, cu nume, o femeie necunoscută, fără nume. Așa și-a rămas fără nume, da, în istoria Evangheliei. Da. Dar aceste două personaje au ceva comun. Și unul și altul au devenit într-o stare de fără nădejde, fără speranță, în deznădejde. Da. Și noi vedem în aceste două vindicări, sau, scuzați, prima este învierea și a doua este vindicarea. Arătăm că pentru Hristos nu este nimic imposibil. Dacă în cazul cu femeia aceasta 12 ani, ea s-a luptat cu boală, se părea că nu este mai mult nicio soluție, nu este nicio speranță, nimeni nu poate să o ajute pe ea, Hristos poate. Dacă a doua caz cu fetița de 12 ani care a murit, da, se pare că ce poți să faci, cum poți să întorci? Poate un bolnav încă poți să întorci la viață, dar un om mort să întorci la viață, se pare, din punct de vedere omenesc, imposibil. Dar Marcu vrea să descopere în aceste două istorii că Iisus are putere și asupra bolilor, care se par că nu sunt vindicate, și asupra morții. Deci Hristos, în primul caz, El stăpânește stihiile naturii, în a doilea caz, El stăpânește puterile răului, în a treilea caz, Iisus este stăpân asupra bolilor și morții. Și iarăși și iarăși, gândul principal lui Marcu, noi cititorii, îl acceptăm pe Iisus ca Fiul Dumnezeu, care este stăpânul naturii, care stăpânește duhurile rele și care stăpânește boala și moartea. Vrem noi să avem relații cu persoana lui Hristos. Și eu mă gândesc că în aceste două istorie, două versete care sunt cheie, versetul 34 și versetul 36, capitolul 5, 34. Dar Iisus i-a zis, fiica, credința ta te-a mântuit. Cazul a doilea. Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașul sinagogii, nu te teme, crede numai. Cuvântul cheie este credință. Dacă noi credem că Iisus este Fiul Dumnezeu, noi vom avea experiența noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu este gata să aducă biruință și în viața noastră. Evident că oamenii la un moment dat văd în fața lor nu pe creator, ci un om. Și cineva în societate, și astăzi nu e nimic străin, dar Iisus a fost o persoană extraordinară. Atât de mult a impresionat toată lumea că și a influențat societatea, nu după, ci și după viața sa, peste mii de ani, pentru că calendarul pornește de la el. O persoană extraordinară. Și ce interesant, când diferite sisteme filozofice, tot este apreciat Iisus, chiar și de comuniști, țin minte o piesă pusă de pe timpul comunismului, Iisus ca revoluționar reprezentat. Iisus era numită piesa Iisus în geaca de piele, deci un fel de comisar, un fel de revoluționar, pentru ca să familiarizeze cumva. Și cineva poate să zică, a, știi că de fapt Iisus a fost un înțelept, altul zice, bă, a fost un trucaș foarte bine, cineva zice, a fost un savant bun, știa cum să manipuleze lucrurile în așa fel încât să
să le pară oamenilor. A fost un doctor bun și a pus diagnoze. Putem să vorbim foarte mult. Dar cu toate acestea, evanghelistul Marcu zice că este Dumnezeu. În capitolul 6 de la versetul 1, interesant că se prezintă momentul când Iisus vine în localitatea natală. Vine în Nazaret, la patria lui, și ucenicii merg după el și oamenii erau cumva indignați. Și ce interesant că Marcu zice, uite, acolo n-a făcut Iisus nicio minune. Da. De ce? Pentru că nu l-au acceptat. Pentru că n-au vrut. Și au găsit în el pricină de poticnire. Adică au pus la îndoială. Și ultimul verset 5, nici o minune acolo n-a făcut Iisus. De ce Marcu prezintă această istorie regretabilă legată de Domnul Iisus? Dacă anterior se vede pur și simplu pulsarea creației, forții Domnului Iisus și beneficiul pe care îl aveau toți din jur, în cazul acesta se întâmplă invers. Da. Când evanghelistul Marcu descrie istoria minunilor în jurul lacului Galilei, el pregătește pe cititorii pentru punctul culminant. Culminația Evangheliei este săptămâna patimilor, da, moartea și învierea lui Hristos. Ce se întâmplă în săptămâna patimilor? Hristos este respins. Acel care a făcut minuni, acel care a vindicat, a înviat morți, care a potolit furtuna, care scotea dracii, într-un moment este respins. Și că deja în capitolul 6 noi vedem primele simptome. Din pricina necredinței, așa spune versetul 6, și se mira de necredința lor. Ei se uitau la Iisus nu ca la Fiul lui Dumnezeu. Se uitau la Iisus ca acel copil care cu noi aici a jucat. Templarul. Da. Noi cu dânsul împreună și am jucat și la nisip, dar ne jucam cum acum este această, cum se numește? Careurile. Careu, da, de careu din nisip, da. Și acum el deja e proroc, acum el deja e Fiul Dumnezeu, nu putem să accepte. Și n-au crezut. Și anume necredința este o barieră care împiedică pe Hristos să facă mai multe minuni. Deci, credința este un instrument care, hai să spunem așa, dezleagă mâinile lui Dumnezeu să facă minuni în viața noastră. Dar necredința este o barieră. Și cu părere de rău, Hristos a fost respins în Nazaret din pricina necredinței. Dar aici noi vedem o preludie. Preludie. O anticipare. Anticipare la ce se întâmplă în viitor, în viața lui Iisus. El va fi respins. El va fi respins și va fi răstignit din motivul necredinței. Și asta este cel mai tragic moment în istoria vieții lui Hristos. Fiul Dumnezeu care a făcut minuni este respins. Da, și vreau să ne punem și întrebarea, de ce făcea Domnul Iisus minunile? Le făcea ca să-i convingă pe oameni? Le făcea ca să îi uimească pe oameni? Să facă un show? Să se facă popular? Sau le făcea pentru ca să se reveleze prin el Creatorul? Și le făcea pentru că iubea și pentru că vroia să-i restabilească, vroia să-i ajute. Cine a crezut a fost vindecat. Cine n-a crezut nu a fost vindecat. Deci și aici Domnul Iisus dă exemplu pe Naaman sirianul, care nu era din poporul Israel și totuși a fost vindecat. Și pe văduva din Sarepta, care la fel nu făcea parte din poporul evreu, dar a avut credință. Deci atunci când omul crede, se pot întâmpla minuni. Evident că Iisus a venit pentru ca să slujească și a făcut-o din dragoste pentru că este Dumnezeu. E ca și cum se întreb de ce Dumnezeu a creat planeta, pământ, universul. Pentru că iubește.
Și Iisus, venind aici, pe planeta Pământ, ca creator, ca și creator, dar și om de plin, El a făcut exact același. A slujit oamenilor, pentru că iubea. Și care este rostul acestei slujiri, mai ales atunci când ucenicii au fost atât de mult mișcați și întristați de vestea că Ioan Botezătorul a fost decapitat, verișorul lui Iisus, da. Cel care pentru prima dată a auzit ei vestea Evangheliei, de la el, de la Ioan Botezătorul. Ce prefigurează, iată, istoria aceasta și de ce Marcu prezintă? Da. Cum am spus și mai înainte, Marcu deamă apropie pe cititor pentru, pregătește pe cititor pentru drama care a să fie la sfârșit. Cum Ioan Botezător a fost decapitat, o moarte violentă așteaptă și pe Domnul Hristos. Dar aici este o idee interesantă în versetul 14, în cazul cu Irod, împăratul care a dat ordine să ucide pe Ioan. Când Irod a auzit despre minunile care făceau ucenici, apropo, nu numai Hristos a făcut minuni, și ucenicii făceau minuni. Hristos a transmis lor putere ca să poată să facă aceste minuni. Prin asta iarăși demonstrează puterea lui Hristos, că El este Fiul Dumnezeu. Irod, când a aflat despre aceste minuni, a făcut o concluzie interesantă. Mintea lui s-a luminat. Și versetul 14 din capitolul 6. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți. Parcă a presimțit că... L-a inspirat. Da, el primul care... Mulți încă nu credeau în minuni, puneau la îndoiele minunile, dar Irod a primit credință în aceste minuni și a presimțit Ioan Botezătorul a înviat din morți. Măcar că el vorbește despre Iisus, gândindu-se la Ioan. Dar aici era un semn că cititorul în viitor trebuie să fie pregătit. Iisus, într-adevăr, va manifesta cea mai mare minune, învierea de morți. El biruiește moartea. Extraordinar. Sigur că trebuia să inspire pe toată lumea lucrul acesta. Interesant că astăzi vom încheia cu ultima parte, unde din versetul 34 până în 52 se întâmplă un lucru foarte interesant. În afară de faptul că Iisus merge pe mare, dar îl așteaptă o gloată mare și este gata să-l facă împărat. După mulțirea cu pâini, vă dați seama, toată lumea era entuziasmată și Iisus a căpătat un capital enorm social-politic. Și a dezamăgit. De ce Marcu prezintă această dezamăgire? Prin ce Iisus a dezamăgit oamenii? Și poate astăzi dezamăgește. Da. Aș vrea să spun eu părerea mea. Deci, oamenii îl așteptau ca pe un eliberator de sub puterea romanilor. Pentru că așa au înțeles ei prorociile, studiindu-le. Și atunci când ei s-au adunat mai mult, să spunem așa, pregătiți deja, gata de luptă, în frunte cu Iisus, să meargă să se elibereze. Dar vedem că Domnul Iisus îi părăsește. Zădărnicește planurile, îi lasă, înainte de a-i hrăni, bineînțeles. Și iată, aici, iarăși... Și ucenicii erau supărați, nu-l înțelegeau. Cum adică? Uite, acum e momentul. Da, acum e momentul, pentru că așa vedeau ei lucrurile. Ei erau siguri că Domnul Iisus este împăratul mult așteptat, acel eliberator de sub puterile pământești. Așa. Dar Domnul Iisus nu era eliberator în sensul acela. El era eliberator de sub puterea păcatului. El este eliberator de sub puterea păcatului. Da, într-adevăr, Iisus a făcut minunea înmulțirea pâinilor. Este încă o minune. Iisus poate să hrănească pe cei flămânzi. Dar scopul minunii este descoperit în versetul 34. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi
care n-aveau păstor și a început să învețe. Deci noi vedem că misiunea lui Iisus Hristos nu este să fie un voievod împărat, să ducă războaie, să ducă eliberarea evreilor din robia romanilor. Scopul lui Hristos să fie un păstor care păstorește cu milă, păstorește poporul său. Îi hrănește, are grijă de nevoile lor. Asta este esența misiunii. Iisus face minuni, nu de dragul show-ului, nu să se ridice în postură înaltă ca împăratul lumii, dar cu scopul de a ajuta oameni, a satisface acele nevoi care avem noi în viața noastră cotidiană. Avem nevoie de mâncare, de pâine, de odihnă și așa mai departe. Iisus este păstorul milos. Iacă cum descoperă această minune pe Hristos în cazul dat. Mulțumim foarte mult! Este impresionant să-L descoperi pe Domnul Iisus. Nu doar înmulțirea pâinilor, și doar umblarea și vindecarele și chiar învierea, ci înțelegem cât de mult Iisus pentru contemporanii săi le-a demonstrat sau i-a adus la faptul că Iisus este stăpân peste toate. Știți, astăzi cineva poate să obiecteze și să zică, știi, nu e interesant, dacă pe noi interesează putere politică sau uite, influența asupra maselor, pentru ca noi să dirijăm lucrurile, lumea, dacă Dumnezeu nu este interesat în acestea, nu știu dacă avem aceleași interese. Însă ceea ce spunea Domnul Iisus și prezenta, El a venit să elibereze de păcat, să ofere salvare. De ce? Pentru că El stăpânește toate lucrurile și ultimul cuvânt, ultima acțiune pe care va face Dumnezeu este că va pune toate și toate vor fi subordonate sub voința Lui și politicul va pierde orice sens și toate lucrurile de care oamenii la ziua de astăzi atât de mult, eu știu, mișună și se încearcă să lupte și să supraviețuiască, Domnul Iisus toate le va subordona atunci când va veni a doua oară pe planeta Pământ. Numai că e diferență. Dacă prima dată a venit să vindece și astăzi continuă prin Duhul Sfânt, atunci va veni violent să pune capăt absolut a oricărei degradări, atât morale, cât și materiale. Scump prieteni, dacă v-a plăcut materialul de astăzi, vă invit să ne dați o reacție. Cu siguranță că ați putea și să o recomandați pentru prietenii dumneavoastră, cei care vă sunt aproape. Și vă invit să rămâneți fideli materialelor care vor mai ieși în continuare, pentru că Evanghelia după Marcu nu se încheie aici. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare.